Bună Capricorn și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 8-14 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești și sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Capricorn în această săptămână. Bun. Dragilor, este o săptămână tare puternică. În primul rând avem o eclipsă de soare în Perpec, care pentru Capricorn poate să însemne un moment destul de ciudat. Da? Discutăm despre o resetare din punct de vedere emoțional. Acum poate să fie vorba și despre un eveniment care apare neprevăzut în casă, în familie. E un eveniment mare, da? O adunare mare de oameni. Dar pentru alți Capricorni poate să însemne și un moment în care vă gândiți serios să vă căsătoriți. Acum aveți curajul. Alții, acum în sfârșit aveți curajul să vă eliberați dintr-o situație toxică, să dați startul unui proces, da, de vindecare, să dați startul unei perioade în care se schimbă ceva în casă, în suflet, în viața privată. Da? Unii poate vreți să vă cumpărați o casă, alții poate vă apucați de renovat prin casă. Pe de altă parte se pot relua niște discuții pe eclipsa aceasta, discuții care țin de niște răni vechi acolo. Da? Și da, rănile astea vechi cumva trebuie tratate. Aș zice că este o eclipsă în care, nu știu, deciziile pe care le luați sunt foarte favorabile pentru viitorul vostru. Eu zic că sunteți și voi implicați în poveste și cu siguranță mulți capricorni acum fie acceptați că ceva trebuie schimbat și atunci vă lăsați puțin purtați de val și faceți lucrurile așa cum simțiți, da? Fie pentru unii este vorba despre o noutate care apare privind o rudă, privind o persoană foarte apropiată vouă, în special un bărbat. Da? Eu v-aș recomanda totuși mai multă odihnă în preajma eclipsei și v-aș recomanda să stați mai mult pe acasă. Da? Asta e important. De asemenea, tot pentru Capricorn, uite, eclipsa asta totală de soare poate să însemne și un moment în care ai curajul necesar să îți înfrumusețezi casa, să investești acolo și să ți-o faci mai frumoasă pentru sufletul tău. Iar pentru alții, v-am zis, acum e momentul în care aveți curaj să vă mutați cu cineva, aveți curajul să faceți o schimbare în plan personal, aveți curajul să vă căsătoriți alții, posibil și asta. Da? E ceva în special pentru Capricorn legat de un bărbat din casă și din familie. Da? Iar dacă ești bărbat, uite, acum e un moment în care încep să-ți dai seama că și partea asta personală contează foarte mult, foarte, foarte mult. Apoi, tot săptămâna aceasta vine cu o conjuncție la grad exact între Marte și Saturn, Saturn fiind guvernatorul tău. Și aici, din nou, aș recomanda capricornilor o mai mare atenție pe sănătate și poate este un moment în care e bine să dați dovadă de înțelepciune dacă e să discutăm de activitățile voastre. Unii acum, uite, puteți să finalizați niște cursuri, niște studii, doar că na, e posibil să fie ceva mai dificil, adică fie să fie mult de învățat, fie să fie niște subiecte din astea de prin trecut pe care poate nu le-ați abordat bine. Și tot săgetătorul, tot Capricornul, da, poate să afle de un sfârșit, că e cu un ascendent pe săgetător, deci, care pentru voi vine pe ultima casă, deci poate să fie și un sfârșit, o resetare, da? Legată de o rudă, legată de niște vecini, legată de niște oameni foarte apropiați sufletului vostru. Unii acum, uite, aveți curajul necesar să acționați, aveți curajul necesar să învățați ceva. Da? Doar că vedeți voi, toată povestea asta ține și de a acționa, da? Nu e doar așa la nivel teoretic. Tot săptămâna aceasta, Capricornul poate să audă despre o problemă de sănătate a cuiva din casă și din familie care revine sau se poate gândi serios la la niște drumuri pe care trebuie să le reia, da? Nu știu, unii poate aflați de niște rude că vor să vă vină în vizită, iar alții poate, știu eu,
revizuiți puțin cam cum stați în casă, cam pe unde pierdeți energia, cam pe unde pierdeți banii, pentru că pe acolo undeva nu e în regulă, da? Poate e ceva care consumă multă energie, poate e ceva care te consumă pe tine, da? Și acum, da, trebuie să vezi ce faci. În general zic eu că este o săptămână bună pentru Capricorn, o săptămână în care se întâmplă foarte multe lucruri în jurul vostru. Hai să vedem și arhanghelii ce spun pentru Capricorn, ce trebuie voi să știți. Avem lumina nemuririi spirituale. Wow, deci s-a luat lumina. Foarte interesant. Chiar cred că o să las așa, dar pun pauză. A venit lumina înapoi, dragi Capricorni, dar e ca o resetare tot așa și pentru voi. Se stinge lumina deodată și se aprinde, da, deodată. Avem așa numerele importante, 4, 8, 12, 48, 84 și 3. Culorile importante, albastru, roșu, portocaliu, galben, mov, verde. Iar Arhanghelul Mihail este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Ard tot ceea ce este trecător în tine, astfel încât să rămână și să strălucească numai esența pură dumnezeiască. Te ajut să îți descoperi lumina interioară. Sunt salvatorul sufletelor din infernuri și călăuza lor spre cel prea înalt. Foarte frumos, dragi Capricorni, deci discutăm despre un moment în care reușiți să vă purificați, reușiți să vă eliberați. Este un moment în care îți descoperi acea lumină interioară și cu siguranță reușești să urci din punct de vedere energetic, din punct de vedere emoțional. Hai să vedem acum și tarotul ce transmite pentru Capricorn, ce trebuie voi să știți, da? Care sunt mesajele pentru voi. 8-14 aprilie pentru Capricorn. Wow! Da, pentru Capricorn se produc lucruri cu viteza luminii săptămâna aceasta. La bază avem 4 de monede, valetul de cupe, 7 de monede. Deci cineva aici se pare că e foarte sigur pe el, da? În urma unor experiențe pe care cineva le-a avut, da? Acum face oferta. E ca și cum ai sta cu o persoană și ai zis, uite, analizez ce s-a întâmplat până acum între noi, cum au stat lucrurile și acum mergi și fac oferta. Fie tu primești oferta asta, fie tu o faci, da, unei persoane. Oricum este vorba despre o moștenire, despre ceva din trecut, despre o situație care durează de ceva timp. Și avem 6 de cupe, deci trecutul bate la ușă pentru Capricorn săptămâna aceasta. Văd o legătură cu un suflet pereche, un copil, o persoană dragăție. Apoi avem 8 de bâte, deci multă comunicare pentru Capricorn și o săptămână în care totul se desfășoară cu viteza luminii, este foarte multă rapiditate, da? Și tot pentru Capricorn, 8-ul ăsta de bâte, da, poate să însemne și, cum să zic eu, și un moment în care ești foarte pasional, ești foarte energic. 3 de spade în inima ta, deci ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, poate e ceva legat de persoana iubită, un copil, cineva din familie. Nu știu, unii Capricorni parcă, nu știu, vă gândiți mai mult să vă distrați, să vă aventurați. Sau vă gândiți că cineva din jurul vostru face asta. Apoi avem regele de bâte în mintea ta, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este o săptămână în care Capricornul este foarte energic, plin de viață. Este o săptămână în care vrei să negociezi, o săptămână în care e posibil să îi înveți pe ceilalți anumite lucruri. Da? Însă, pe de altă parte, văd aici o dorință mare de a negocia, de a încerca să-ți menții o poziție. E ca și cum stai de vorbă cu un bărbat, da? Sau stai de vorbă cu o persoană despre lucruri palpabile. Sunt hotărâri care se iau aici.
regele de monede, deci se pare că tu îi influențezi foarte mult pe ceilalți în această săptămână, însă pe de altă parte văd și oameni care sunt foarte înrădăcinați în propriile convingeri, oameni care se concentrează mult pe partea asta materială a vieții și care au un rol important. Magicianul, o legătură cu zodia fecioară, zodia Capricorn, e, aici cineva pregătește un anumit lucru. Poate să însemne și o persoană care încearcă să te convingă de un anumit lucru, dar și cineva care, știu eu, poate se simte mințit, furat, prădat, poate e cineva care joacă la mai multe capete. Da? Valetul de bâte. Aici văd o veste bună pentru Capricorn, poate o veste bună de la muncă, poate o invitație plăcută pe care o primești, însă parcă este cineva aici care se oglindește în tine. Este cineva care, pe de o parte, vrea ceva stabil, pe de altă parte, nu știu, parcă a ajuns la un nivel în care, nu știu, s-a săturat în general de lucruri serioase și parcă vrea să se mai și distreze. Și, nu știu, poate e posibil, nu știu, chestia asta să nu-ți placă. Da. Se pregătește ceva în casă, în familie, un nou început, un demers acolo, da, care are loc și care e posibil inițial să nu îți convină. Dragi Capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile, iar dacă vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici. Îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Capricorn în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc o perioadă cât mai frumoasă.